Problema inclusiv că nu locuiți în Pitești, și că locuiți în Bascov și că aveți doar adresa pe Pitești. Nu, este adevărat. Eu locuiesc în Pitești. Obiectul de activitate pe care l-am avut anterior funcției mele a fost strâns legat de Comuna Bascov, acolo unde am investit și am atras fonduri europene. Am creat locuri de muncă acolo, mi-am desfășurat activitatea foarte mult în Bascov și am și o casă de vacanță, la fel ca orice liberal care se respectă. Este făcută din muncă și chiar... Să știți că mă fac liberal de mâine. Dacă așa e la PNL, la liberal, astea... Sunteți liberal, mă fac liberal, sunteți și dumneavoastră un antreprenor. Clar. Văd că aveți angajații e aici. Clar. Și deja nu sunt colegii mei, nu sunt angajații. Da. Eu... Să știți că am ajuns aici prin foarte multă muncă și nu mi s-a pus nimic pe tavă.